Mi este foarte greu să plonjez acum în ceea ce înseamnă acest teren istoric pe care se regăsește indubitabil creația, iată, la nivel de anii 80, mai exact 1987, într-o vreme, dacă e să ne aducem aminte cu toții, în care cenzura ideatică era de mult o realitate. Și mă gândesc la ceea ce însemnase celebra cuvântare de la Mangalia din 1983, când cheia fusese sucită și mai tare a sistemului ideologic consacrat timpului, cunoscut de noi sub forma sa socialist-totalitară, respectiv comunismul ca atare. După ceea ce a însemnat schimbarea din 89, fără să intru în detalii, am avut șansa, eu o numesc benefică, de a fi parte a ceea ce deja domnul Codrescu spunea mai devreme, a fenomenului, nu doar din postura celui care urmărește fenomenul sens științific, ci a participantului în actul istoriografic ca atare. Fiindcă profesor de istorie de una mare de vreme, în 84 eram la catedră, deci pot să zic că romanul a ieșit în momentul în care eram deja definitiv în învățământ. Șansa la care mă refer este legată de faptul că imediat după acel moment al schimbării, cum foarte frumos se spunea domnul Codrescu, am așteptat și noi, istoricii de profesie, profesorii de istorie ca atare, acea literatură în desertar. Țineam un curs de istoriografie generală și a României în care încercam să le explic ce a pus în semne acest concept și ei mă întrebau, studenții acelui timp, vorbim de anii 94, 95, 96, când erau mai mulți pe profilul nostru, bun, dar unde este această literatură desertară? Că vedem, așa cum spunea antevorbitorul mai devreme, prea puține volume a ieșit. În ce vorbește, le dam mereu exemplu celor două volume care mă interesaseră atunci și realmente aduceau o provocare în sensul documentării suplimentare. Era celebrul volum al lui Antohe, Răstignire după Ialta, și era Valea Nistrei. Îi spuneam doamnei Alina, mulțumindu-i pe această cale pentru invitație, pentru onoarea de a fi prezent astăzi aici, că acel volum din ediție extrem de puțină ca număr nu mi-a parvenit și mie. Numai că m-am chinuit să-l găsesc, nu-l găsesc. E pe undeva prin bibliotecă, dar sigur că probabil în viitor, ca orice altă carte, va conta aici. Aș vrea să spun că este o mică problemă, ca o paranteză, domnule Codrescu, legată de cine editează. Meditura scoate în format impecabil volumele, după cum vedeți și dumneavoastră, vorbim de Cristiana ca atare. Numai că în România, această eternă fascinantă, aproape încăpitorească, există un așa numit Consiliu Național care acreditează și reacreditează editurile și dacă, bună oară, eu am scris, iată, la editura Institutului Totalitarismului, care într-un an a uitat, să zicem, să-și depună acele diligențe pentru a fi reevaluat, adică reluat în calcul, automat acel volum nu mai e luat în sens valoric, recunoscut, important ca atare. Ca și când, dacă mergem pe această judecată a lor, nu există în editurile respective, e clar că valoarea a pierit ca atare. Deci, asta ar fi o mică problemă unde dumneavoastră editori ar trebui să, eu știu, oamenii de carte, de litere, așa cum spuneam, dar ar trebui să aveți și din acest punct de vedere o atitudine. Noi luăm pe linia noastră academică atât cât putem lua, dar e greu să convingi că un anume articolaș publicat într-o revistă, ei spun de largă circulație, în sensul că e recunoscută nu știu ce poveste, e mai valoros decât un volum de 400-500 de pagini. Este inutil până la urmă și discuția e clară, este inegală dintr-o astfel de perspectivă. Revin însă la ceea ce am fost rugat să spun. Pe doctorul Cornel Ghidan nu l-am cunoscut direct. Am stat probabil la aceeași masă la un moment dat într-o adunare, cred că la Muzeul de Artă, mi-am adus aminte, și
eram la vremea aceea proaspăt decan al facultății de istorie de la Universitatea Ovidius și domnia sa a fost prezentă, mi-aduc aminte, într-o, să zic așa, așezare a unei pleiade de istorici 1 și 1, ea s-a numit Istoria unei imagini, a fost consemnată astfel în revista Atomis, toată acea dezbatere, frumos, ceea ce a fost acolo, pentru că intervențiile au fost. Dar l-am urmărit în acea derulare extraordinar de bine așezată, tot ideatic, în argumentația ei proprie și eram fascinat de ceea ce spunea, așa cum fusesem fascinat de ceea ce ne spusese invitat fiind de profesorul Scurtu la Universitatea București pentru două prelegeri, unchiul acestuia, Dumitru Almaș, care scria tot un fel de istorie, dar fără să te chinuie cu documentul. Eu fiind unul din robii documentului, nu deja v-am spus, înclinând lucrurile mult mai mult spre literatură, dar sigur altfel ce e Revoluția franceză prin felul în care o prezenta Dumitru Almaș și cu totul altfel prin felul în care, de pildă, profesorul Mircea Popa sau Magda Totu, Maria Totu, fosta noastră profesoară și soția celui prim viceprim-ministru, care după Revoluție s-a sinucis, lucruri care sunt cunoscute. Ce pot să spun e că aș vrea să nu gafez, însă numele Dida este important și din perspectiva de judecată a ruți, a rădăcinilor. Și aici îndrăiesc să vă întreb, Nicolae Dida, cu siguranță are legătură cu familia dumneavoastră sau nu? Fratele tatălui meu. Mulțumesc. Deci, iată, îmi confirmați, exact, îmi confirmați un lucru pe care eu l-am găsit în arhivele fostei securități, fiind la rândul consemnat într-un referat al direcției securității care au fost trimis în gulag, exact, și aici. Sigur, nu avem vreme să le... Exact. Iată că rădăcinile sunt mult mai profunde, chiar dacă doctorul Dida nu a suferit direct, cum s-ar spune, dar prin aceste rădăcini a avut la greu de suferit. De ce era acuzat Nicolae Dida, ca o paranteză, și am scris în cartea mea, și vin imediat să spun de ce era acuzat, că vreau să salut prezența și de asta am trebuit să spun, ar fi o impietate să țin o lecție de istorie. Avem, hai să iau în sensul, să zicem, participanților la ceea ce a însemnat experimentul totalitar. În cele trei direcții aș privi, am numai deținuți politici. Domnul Cușa, cine nu cunoaște, este, cred că, în mod cert, nu cred, ultimul reprezentant al fenomenului Pitești în întreaga sa derulare. Că alții sunt fragmentari. Îi găsim, apoi au fost mutați, se știe. Domnul Chiselev, fost președinte al asociațiilor, fost deținut poliția FNPR-ul Constanța, m-a însoțit atunci când am intrat în actul cercetării. La vremea aceea, 10 istorici primiseră avizul pentru a intra în arhivele fostei securități. Noi n-am avut bani, Institutul Totalitarism atunci nu a beneficiat niște fonduri în pofida ceea ce s-ar putea spune. Profesorul Ciuceanu însă a reușit în final să intre în posesia unor sume primisori cercetări într-un proiect și abia în 2004 am publicat volumul. Mai repede s-a mișcat un alt neosodinească, Constantin Ionașcu, și am mai spus-o tot în sala asta la un moment dat, securistul care, mă rog, acum seristul care îmi punea la dispoziție dosarele conform hârtiei, îmi spunea, domn profesor, este un bătrânel care cere exact dosarele dumneavoastră. Pentru că personajele sunt aceleași, e firesc să ceară același lucru. Și sigur că era o pârtie pentru el, pentru că eu, făcându-le, ei aveau acea evidență atunci. Nu exista sala de lectură la Maia, la sediul fostei securități, ci pur și simplu în biroul prim-adjuntului șefului seriului de atunci, cu subofițerul de față, nu era nimic, nu puteai să rup, nu puteai să scanezi, nu puteai să filmezi, nu aveai așa ceva. Dar de mână toate astea, într-un final, și aici, cred că domnul Chiselev și-a aminte, am avut întreaga susținere, și o spun fără doar să o poate, a noi conduceri, vorbim de odio sinistra instituție, cum s-ar spune, care doar hârtie mi-a cerut, pe care am și dus-o și mi-a xerografiat documentele ca atare. Mai puțin, sigur, notele informative mai delicate și, sigur, celebrele angajamente pe care cei care le-au dobândit ulterior le-au folosit pe piese sau pe forma șantajului, cum prea bine se știe,
ieșind aceste scandaluri și aruncând pe undeva în derizoriu, până la urmă, cercetarea unor astfel de arhive, susceptibile de orice, până la urmă, să o aruncă la tare, adică până la negare. Dar revenind la cel invocat într-o anexă a documentului respectiv, Nicolae Dida, era, de ce crezi dumneavoastră, acuzat? Că distribuise două mărțișoare legionare date de Cucoli Gheorghe. Mare crimă, și pentru asta deja dumneavoastră mi-ați spus ce au avut și, sigur, se știe de înfruntat ulterior. Am și spus-o, mișcarea de rezistență în ansamblu ei poate fi la noi în România asemănată felului în care Vladimir Bukovski, un nume celebru în teoretizarea fenomenului totalitar în lume și în special în Uniunea Sovietică, o raporta la ce însemnase rezidența în Uniunea Sovietică. Adică, riscul de a spune a avut efect de masă rezistența în sine, sigur că e o realitate, ne ia valul pe toți, dar atunci când am depus manuscrisul lucrării, intenția mea și domnul profesor Ciuceanu meu să-l țină, că iată e aproape nonagenar, nu? Mi-a și spus, știi, noi facem o harta întregii Românii cu contribuție la ce a însemnat rezistența armată propriu-zisă. De ce? Pentru că fazele rezistenței, într-adevăr, comportă și această judecată. De ce? Rezistența anticomunistă la noi începe în vremea în care încă războiul nu se sfârșise. Și atunci era vorba de acei ofițeri care, cu bună știință, chiar de către, din partea statului major, încercau să mai blocheze oarecum înaintarea sovietică după ce ei trecuseră deja în Istru, vorbim pe teritoriul Basarabiei. Apoi, sigur, etapele curg, dar, repet, nu-mi permit acum să vă țin lecții de istorie, că am lăsat fraza pe la jumate. Domnul Mihalcea este în spate, domnul Orestan Mihalcea, un om consacrat și remarcabil contributor în ceea ce înseamnă decriptarea acestui univers concentraționar. De el aș numi domnul Codrescu un univers finit, pentru că aici mă duc la ceea ce spunea Marius Oprea într-un volum al său, banalitatea răului. Oricum l-am traduce, el este banal. Eu a zice de multe ori că, sigur, este și un corespondent ceea ce înseamnă banalitatea binelui. Că varianta bine faci, bine găsești, trecând așa pe zona mai, să zicem, ușoară a lucrurilor, e cam gustată de noi în sens negativ, știm și acest lucru. Sigur, domnul Mirel Stănescu aici, în față, cu minte, ca de obicei, și foarte rar intervine, dar intervine cu substanță. Nu mai vorbesc de domnul director Moise, un om extraordinar și un contributor de asemenea ceea ce înseamnă o scriere extrem de așezată. Volume scrise fie singur, fie în cooperare cu domnul Mihalcea. În 2006, 2007 mai exact, decernam titlul de doctor honoris causa unui coleg de celulă, Alexandru Zub. Și inevitabil tema în dezbatere era o realitate. Acele momente s-au cam dus. Acum se împlinesc, trebuie să recunosc, 20 de ani de când scriam pentru prima oară și aminteam în decriptarea celor documente și de numele celor pe care mi-am invocat aici. Ce vreau să spun este, sau ce aș mai vrea să spun, pentru că, sigur, factorul de timp poate că nu impietează sau nu ne presează atât de tare, dar totuși nu-mi place să mă întind vorbind sau depărtându-mă oarecum de subiectul cauzei, cum ar spune juriștii, nu? Cornel Dida, când apărea la televizor, vorbea atât de convingător și documentat, încât spuneam în antecamera manifestării noastre domnului Cușa, aveai senzația că nimic nu mai poate fi adăugat. Era cel care, din punct de vedere, reușea în acel moment să depășească ceea ce noi numim pasiunea pentru un domeniu, neavând specializarea ca atare, și la un pas de a o transforma efectiv în știință, trecând prin ceea ce domnul Codrescu spunea că se poate de open, literatura, literatura de bună calitate. Și eu subscriu într-un totul a ceea ce dumneavoastră s-a spus. Cred că este cel mai bun roman, într-adevăr, dacă ne referim și la etapa în care a apărut, de ce nu, ultim al regimului socialist totalitar, și ar peste timp până la noi. În urmă cu niște ani, vă spuneam, când preluasem cursul respectiv de istoriografie generală și a României,
încercam să le explic lor cum e cu literatura de sertar. Păi zic, nu e atât de nou pe cât vă puteți imagina și că regimul ca atare a creat-o. Iată zic, chiar și în aceste ciudățenii scrise, da, până la urmă, în bună măsură pe fapte reale, celebrul Dumnezeu Popescu, una sa, punctul al său, pumnul și palma, dar era să spun lucrarea ca atare, nu? Dumitru Popescu, ideologul consacrat, bun. El spune, am fost și ciopitor de himere, aiurea, a fost numai ciopitor de himere. Dar scăpau multe chestii interesante în romanele lui Buzura, Petre Sărcudeanu, și lista, să zic așa, cred că e mult mai altă. Chiar, sigur, Lăngrânjan, cu anume tentă spre zona ruralului, mult mai elocventă. Deși și Lovstrița, dacă luăm acel roman trecut adesea cu vederea, arată cât de mult însemnase pentru regimul în cauză persoasiunea, convingerea, când fiica victimei anchetată de, să zicem, torționarul respectiv, ajungea să-l iubească nebunește pe torționar. Deja intrăm în zona psihologică, unui doctorului, dar putea să explice mult mai bine lucrurile astea. Vreau să spun că el empatizat de bine cu ceea ce prezentare venind la povestea respectivă și par peste timp, doar că mă și închei, practic, intervenția mea cu acest exemplu, le spuneam Procopius din Cesarea. Scrie atât de frumos despre Justinian, despre celebra sa soție, împărăteasa Teodora. Dar nimeni n-a știut pe timpul vieții cât de bine îi zugrăvise pe amândoi cu toate mișculațiile, cu toate acele, să zicem, lucruri murdare duse până la crimă, nu? În celebra lucrare Historia Harcana, Istoria Secretă. Acum, doamna Alina, domnule Podrescu, într-o astfel de, să zicem, ipoteză expusă, vreau să cred că orice fel de manifestare a acest gen este binevenită. Vreau să încerc să conving lumea, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, că acest volum, lumea noastră academică, merită să fie prezentat și în mediul academic. Vă mulțumesc pentru interes. Mulțumesc.